Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum vineri, pentru cei care urmăresc, și sunt mulți, care urmăresc emisiunea noastră aproape în fiecare zi. Vineri am abordat o temă pornită de la un studiu făcut de IRES pentru Tinerii Votează, o inițiativă civică extrem de importantă și, spun eu, extrem de bine pusă la punct și ca timing, adică momentul apariției în societatea românească, dar și ca impact foarte tare. Adică niște tineri, și când spun tineri, spun de adevăratele tineri, nu ca vârstă, tineri și proaspeți la minte și bine puși în pagină, s-au strâns și încearcă, sper să și reușească, să trezească o generație care este în stare de latență, care este în stare de involuție profundă în ceea ce privește statutul de cetățean, de locuitor al cetății, că asta înseamnă să fii cetățean, locuitor al cetății. Bun, cetatea numită România are o problemă. Tot ce este sub 35 de ani se numește generația Zoomer și este o generație cu mult potențial și cu multă putere, dar cu foarte puțină implicare. Îmi permit să fac această evaluare și cred că este aproape, foarte aproape ce spun de adevăr. Invitații noștri astăzi sunt dovada că ce s-a întâmplat vineri a avut impact. Ne-am uitat și noi pe acul de audiență și nu audiența e cea care m-a determinat să fac această continuare firească, ci faptul că am reușit astăzi ce n-am reușit vineri și a fost vina noastră, ca cineva dintre fondatorii acestei inițiative civice, acestui demers foarte important, să ne fie alături. Și vă promit, dacă ei vor, vă promit că TVR3 le va fi partener media. Pe 3 aprilie vom fi la Parlament lângă ei. Și până atunci vom fi alături. De ce? Pentru că generația asta este generația care, dacă funcționează, bătrânii au pensii. Dacă nu funcționează, am mai spus-o, bătrânii României nu vor avea pensii. Și nu mă joc cu vorbele. Dacă generația Medei sau generația lui Răzvan nu funcționează, s-a terminat. Deci, începem prezentările. Medea nu mai are nevoie de nicio prezentare, este deja de vineri vedetă la TVR3. Sărut mâna, domnișoara Țârlea. Bună seara, mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc dumneavoastră că v-ați luat din timp să ne fiți alături. Salut, Răzvan, domnul Petri, care este cofondatorul Centrului pentru Democrație și Bună Guvernare. Salut, Răzvan. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. E un început de drum în ceea ce privește colaborarea noastră și mingea e la voi în teren. Bună seara, Sorin, ne auzim? Bună seara invitaților tăi, bună seara ție și tuturor telespectatorilor. Sorin Dragne, pentru cine nu știe, este unul dintre liderii autentice ai mișcării sindicale din învățământul bucureștean, este antrenor la o echipă de copii, de tineri, o echipă sportivă voleibaliști de mare performanță și este unul dintre oamenii la care eu țin foarte tare și cu care colaborez în emisiunea asta de cel puțin, nu mai știu, 7 ani, 8 ani. Bun, direct vă întreb și cu tine am să încep, Răzvan, pentru că știu că ai agenda foarte încărcată și am convenit să stai cât poți, dar nu poți sta foarte mult alături de noi. Te întreb direct, generația pentru care lupți, consideri că va da rezultatele pe care tu, Alex și ceilalți le scontați sau va fi greu de urnit? E greu de spus și depinde de foarte mulți factori. Eu cred în generația asta și cred în generația născută până la urmă în Uniunea Europeană, într-o Românie care nu a mai cunoscut comunismul, într-o Românie nouă și deschisă spre vest și există foarte mari șanse ca această generație să reușească, dar pentru asta trebuie să respectăm câteva condiții și nu ține numai de noi. Noi ne putem mobiliza, putem să facem foarte multe lucruri, dar ține foarte mult, din păcate, sau nu știu, din fericire, nu ține doar de noi, și de guvernanță ține. Pentru că nu este vorba doar de treaba noastră să ne mobilizăm, noi trebuie să primim o ofertă din partea clasei politice și aici nu fac discriminare între partide
partidele trebuie să vorbească cu tinerii. Avem nevoie de la cei care ne conduc să înțeleagă că tinerii au fost uitați, abandonați și când zic asta, zic pe date, tinerii din România sunt cei care trăiesc în condiții de sărăcie și excluziune socială, în cel mai mare număr din Uniunea Europeană. Tinerii din România, viitorul lor este determinat de fapt de locul în care se nasc, pentru că avem disparități regionale imense. Deci avem probleme foarte mari, acutizate de crizele din ultima vreme, de frica generată de război din Ucraina, de frica generată de COVID și de tumultul economic care a venit după aceste crize. Deci avem foarte mult de recuperat, partidele au foarte mult de recuperat, noi așteptăm și între timp se pare că, așa cum vedem în studii, votăm protest, votăm împotriva ceea ce a fost până acum și nu pot să-mi vinovățez neapărat oamenii care s-au săturat, pentru că înțeleg de unde vine acest lucru. Te întreb direct, votez contra sau sunt antisistem sau votez pentru schimbare? Toate aceste sintagme care au făcut carieră în ultimii 2 ani, 1 an jumate, 2, mai ales după pandemie. Pandemia a fost un vector de amenințare nu numai în planul mentalului colectiv, ci a fost un vector de amenințare și în plan politic, social, economic. Te întreb direct așa, Răzvan. Aceste sintagme înseamnă un vot de blam dat tuturor partidelor care au guvernat mai mult sau mai puțin România ultimilor 34 de ani și susținerea singurului partid care nu a guvernat încă România, mă refer la AUR, sau este un vot... Care e vederea generală pe care o aveți voi, inițiatorii acestei mișcări civice extrem de importante? Foarte bună întrebarea și încerc să răspund cât mai științific, pentru că așa ne place și nouă să ne raportăm la ceea ce am văzut în studiu. N-aș spune că generația aceasta este una excepțională sau că votează neapărat cu AUR, de dragul AUR. Vedem că un număr similar de tineri au votat cu alt partid antisistem în 2020 și în 2019, cu USR Plus atunci, care era partidul antisistem, care era un partid pro-european. Deci nu a contat neapărat tema de care vorbeau, ci faptul că erau antiguvernanți, anticoaliția care a fost până atunci, anti ceea ce a fost. Și am mai văzut aceste lucruri în trecut. Am văzut, de exemplu, în 2000, când s-a votat cu Vadim Tudor pentru că era Diliu, s-a votat cu el pentru că era antisistem, anti-Iliescu, care reprezenta, de exemplu, atunci, vechiul regim. Deci, tinerii votează în general antisistem atunci când sistemul, între ghilimele, și nu vreau aici să intru în polemici legate de ce înseamnă sistemul, partidele în general, sau cei care au fost la guvernare până în acel moment, nu i-au băgat în seamă și i-au lăsat în condiția în care sunt astăzi. Deci vedem că lucrurile se repetă și se repetă în momentul în care tinerii sunt nebăgați în seamă, ignorați și are loc această marginalizare pe piața politică a ideilor venite dinspre tineri, a nevoilor tinerilor. Cu scuze pentru faptul că voi continua un pic interviul cu Răzvan Medea și prietene Dragne. Răzvan, te întreb așa, cum îți explici sau cum explici colegilor de generație, generației tale, și îmi place cum abordezi tranșa, o să am o corecție dacă vrei să o discutăm o dată, poate chiar azi, Vadim Tudor n-a fost un politician dezaxat, a fost un politician care a speculat lucruri, da, mă rog, o să discutăm dacă vrei o dată, eu cunoscându-l pe Vadim din 1982, până când s-a prăpădit Dumnezeu să-l odihnească și putem avea o dezbatere la vedere, adică în sensul în care să o facem la televizor, lucru care ar ajuta și generația ta și sigur, ne-ar aduce și nouă, ăstora bătrânilor, ne-ar aduce aminte ce s-a întâmplat în istoria modernă și contemporană în politica românească. Te întreb așa, cum vă explicați faptul că votul antisistem, și aici nu mă refer la România, votul antisistem funcționează și influențează în Uniunea Europeană țări puternice, stabile din punct de vedere al democrației, mă refer aici la Suedia, mă refer la Danemarca, mă refer la țările de jos, mă rog, Olanda, mă refer la Italia, doamnei Meloni și așa mai departe, dar nicăieri votul antisistem, nicăieri, Răzvan, nu a dus la guvernare sau la conducerea țării respective, nicăieri. Exceptând-o pe doamna Meloni, care odată ce a luat puterea a schimbat cu 180 de grade macazul, devenind o pro-europeană și o bruxeleză convinsă, ceea ce denotă că i-a cam prostit, ca să o luăm pe scurtătură, pe italieni le-a luat votul și după aia s-a jucat cu mintea lor. În rest, Olanda, Suedia, Danemarca, Irlanda, adică țări în care votul antisistem a funcționat din plin,
au dus ori la blocaj, cum e cazul Olandei, care nici acum nu are guvern, ori la Germania, AFD-ul în Germania a avut o ascensiune până la momentul la care tot sistemul, inclusiv sute de mii de nemți, au ieșit împotriva lor, acuzându-i chiar de nazism. Răspunsul cred că este destul de simplu aici, pentru că există un bazin destul de limitat care votează antisistem. De exemplu, sunt tinerii, sunt oamenii care au fost lăsați în urmă, sunt oamenii care nu beneficiază, de exemplu, de ceea ce aduc partidele de la guvernare, care sunt la guvernare în acel moment. Votul antisistem nu poate niciodată să fie unul la nivel de societate sau poate să fie momentul în care lucrurile se duc într-o direcție foarte, foarte rea. Dar și celelalte partide au bazine electorale destul de puternice, la fel se întâmplă în toate țările, inclusiv în România, iar este foarte greu pentru liderii aceștia populiști, de multe ori, sau extremiști, să captureze mai mult electorat decât le permite acel bazin. Ei au un bazin stabil în vremuri normale, un bazin mai mic, undeva aproape de prag, dar în momentul în care se întâmplă ceva și avem crize suprapuse și avem o situație în care există dezechilibre mare în societate, vedem cum bazinul acela se mărește, oameni care altfel n-ar fi votat așa anti-Europa sau extremist devin speriați și se construiește pe furia și frustrarea lor și iată că ajung aceste partide să ia multe voturi, dar cum ați spus dumneavoastră, se ajunge la blocaj, pentru că odată ce ele dau de politica reală, vedem că partidele celelalte formează cordonul sanitar, adică le izolează pe scena politică și izolează acel electorat și este foarte greu să crești când nu ești la guvernare, pentru că oamenii tot votează, dar vor rezultate și nu poți să ai rezultate concrete până odată ce nu ajungi la guvernare, până ce nu ajungi la guvernare, iar în momentul în care ajungi la guvernare, ele se moderează. Este o teorie politică foarte clară, în momentul în care partidele sunt incluse la guvernare, ele se moderează și ajung ca în Italia, ca cum s-a întâmplat cu doamna Meloni, ca ele să devină, de fapt, pro-europene, mainstream și să nu mai prezinte interes pentru retorica populistă extremistă care era în campanie. De ce nu vă apucați, Răzvan, ultima întrebare, că apoi mergem și la Medea, mergem și la Sorin. De ce nu vă apucați, sincer te întreb? V-am urmărit cât am putut și eu din poziția în care mă aflu și timpul pe care îl pot aloca, dar v-am urmărit activitatea, ți-am promis public că pe 3 aprilie la Parlament vom fi alături de voi, pentru că mie mi se pare foarte important ce veți spune acolo tuturor liderilor politici și sper să aibă înțelepciunea să fie alături de voi toți liderii, măcar ai partidelor parlamentare, dacă nu cumva și ai mișcărilor neparlamentare. De ce nu vă apucați de politică? Am întrebat-o și pe Medea vineri, și pe colega ei de la Constanța, cu care ne străduim acum să facem legătura. Eu te întreb și pe tine. Sunteți puțini, din păcate, pentru generația voastră, foarte puțini copii valoroși, tineri valoroși, care merg cu mesajul public către sfera sociopolitică sau către zona de influencer, dar politic. Ceea ce este wow! Întrebare. De ce nu vă duceți către o structură care să iasă la luptă, dar pe bune. Ok, eu pot înțelege, oricine din generația mea poate înțelege cât de util e ce faceți. Numai că utilitatea voastră merge un pic steril. Adică merge un pic protejat, ca să zic așa. Nu procrează. Da, înțeleg și este o critică oarecum validă, sau nu știu dacă o critică, dar cel puțin un argument valid. Nu, e un punct de vedere, nu-mi permis să te critic. Da, nu. E un punct de vedere, e nevoie, Răzvane. Uite, Sorin, o să-l rog să comenteze. Sorin lucrează cu tineri ca tine, ca Medea, în domeniul sportiv, la el, la școală, de foarte mulți ani cu rezultate excepționale. Cunoaște mediul ăsta foarte bine, le cunoaște familiile, le cunoaște mentalul. Și atunci, întrebare, dacă tot ne uităm după voi până aeroportul Henri Coandă, când vă suiți pe avioane și plecați definitiv din țară sau pe trenuri, hai să ne uităm după voi și în mass media românești, acolo unde să faceți politică, de la 19, 20, 21 de ani în sus, politică tată. De ce? Ca să arătați că schimbarea nu trebuie recomandată, trebuie impusă.
Păi uitați, noi, eu aș zice că noi facem politică, dar nu facem în sensul clasic acela de politică de partid și aici intervine diferența. Și aici sunt mai multe argumente. În primul rând, ne facem politică pentru că vorbim despre politică, încurajăm lumea să meargă la vot, discutăm despre probleme politice și nu ne ferim să analizăm ceea ce se întâmplă și suntem foarte asumați și încurajăm lumea să se înscrie inclusiv în partide când este cazul. Dincolo de chestia asta, noi am vrut să, cel puțin la început, să fim nepartizani, pentru că lumea în România nu are încredere. Când aude partid politic, lumea se sperie. Chiar dacă n-ar trebui să fie așa, chiar dacă ne avem nevoie de partide politice, avem nevoie de politică ca să ne guvernăm țara și orice societate cred că are nevoie de politică pentru că așa funcționează democrația. Noi în România credem că e ceva urât, noi vrem să schimbăm chestia asta și noi credem că o putem schimba rămânând nepartizani deocamdată. Pe viitor nu văd pentru schimbându-se neapărat chestiile astea, dar noi vrem să facem politica să nu mai fie un cuvânt urât, cam asta este ideea. Foarte tare. Sorin, cum comentezi spusele lui Răzvan și cum comentezi inițiativa civică Tinerii Votează, despre care slavă Domnului știi? În primul rând vreau să-i felicit pentru inițiativa lor, vreau să-i felicit pe tine pentru emisiune și pentru subiectul acesta, care eu cred că este mai fierbinte și mai la ordinea zilei decât orice dezbatere între politicieni erodați, uzați de la fiare vechi. Îmi asum ceea ce spun. Problema cu și marea dramă a societății românești și din păcate constatăm că este a întregii Europe și spun din păcate pentru că până acum obișnuiam să ne uităm după exemple de bună practică, dar începem să nu le avem pentru că politicianul european de câteva decenii bune se erijează nu în reprezentantul cetățeanului care l-a votat. El se transformă și arogă dreptul de creier. Da, eu sunt creier, tu nu trebuie să mai gândești. Eu decid pentru tine, eu decid ceea ce trebuie să faci tu, eu decid cât, nu doar cât îți sunt taxele și impozitele, ci și cum trebuie să trăiești tu acum și la ce datorii te implic eu pe tine și pe generațiile următoare, pentru că eu am niște idei care, dacă ar fi conectate la un seismograf, ar da niște cutremure mai mari decât cel din 1977 și așa mai departe. Generațiilor tinere, și acum mă refer strict la societatea românească, generațiilor actuale, vreau să-ți mulțumesc în primul rând pentru prezentare, aș vrea să adaug în tot ceea ce ai spus despre mine că sunt tatăl al unor copii care au deja drept de vot, născuți în anul 2002 și 2003. Ce nu li se spune tinerilor, nimeni nu a făcut lucrul acesta și mai cu seamă din clasa politică, că această Românie le va aparține. E România pe care ei trebuie să pună mâna pentru a o lua în brațe, pentru a o îmbrățișa. Așa cum au făcut generațiile care au făcut România și care ne-au predat-o nouă. Generație după generație, noi am preluat-o de la bunicii noștri, de la părinții, de la bunicii, de la străbunicii noștri și așa mai departe. Tinerii, în momentul de față, sunt dați la o parte intenționat din proiectul care se cheamă România. Sunt total împotriva acestui concept prin care îi angajăm pe tineri în viața sociopolitică, spunându-le că voi, dacă voi nu o să aveți grijă de generația aceasta care îmbătrânește, aceasta nu va putea supraviețui, că nu vrea avea pensie. Nu, România moare. Nu doar cetățenii români care vor avea vârsta de pensie peste 10, peste 5 ani, peste 20 de ani și așa mai departe. Această țară este a lor de acum. Dacă ei nu sunt implicați în decizie încă de acum, de când au drept de vot, înseamnă că această țară nu mai are viitor. Și mi-asum ceea ce spun. Și acesta este proiectul meu personal ca dascăl. Pilula de cetățean pe care fiecare tânăr, fiecare adolescent trebuie să o primească de la generații, iar tânărul trebuie să se implice nu doar o dată la 4 sau 5 ani să voteze aceleași fiare vechi generație după generație. Eu îndemn pe tineri nu să facă, a face politică, orice cetățean al planetei face politică. Dar eu vreau ca tinerii să facă politică de calitate și o spun, dați-mi voie să folosesc un termen din sport care e mai degrabă al tribunei. Duceți-vă peste ei. Nu mai faceți politică de pe margine. Duceți-vă peste partidele acestea care sunt tradiționale, care nu pot dispărea. Că altfel ar dispărea democrația unui stat. Mergeți în București și înscrieți-vă în partidele tradiționale peste 1 milion de bucureșteni. Faceți lucrul acesta în toată țara. Și vă dau un exercițiu de imaginație.
dacă partidele care ne-au oferit atâția ani de zile candidați și primari și parlamentari la București ar fi avut peste 1.500.000, 2 milioane de membri numai în București. Da? Noi suntem 4 milioane de suflete care trăim în București. Cei care avem buletin și cei care ne desfășurăm activitatea. Dacă măcar jumătate dintre noi am fi fost în PSD, în PNL, am mai fi avut oare de-a face cu candidaturile respective? Nu cred. Da, Medea, te întreb direct. Cum evaluezi faptul că foamea, lipsa locului de muncă și prețurile, am dat doar principalele trei din punctul meu de vedere, sunt și altele, motive de vot contra în România, deci cum evaluezi că se va schimba sau va putea fi schimbată traiectoria politică a României după iarna, e ca la colecția de la Milano, colecția iarnă primăvară la anul, deci după alegerile de anul ăsta, având în vedere încoată, spun Medea, foamea, lipsa locului de muncă și prețurile sunt principalele trei motive pentru care votul are altă conotație în România lui 2024 față de ce spunea Răzvan acum 2 ani, 4 ani, 8 ani. În alte cicluri legislativul era alcătuit pe baza altor moduri de a gândi votul. E destul de clar că am ajuns într-un punct în care situația e tare deficitară și dezastroasă, având în vedere că acestea sunt motive principale care pot influența votul și bineînțeles că trebuie să existe o schimbare, implicarea din partea fiecărui cetățean, dar bineînțeles și tineri. Din păcate, tinerii nu prea mai sunt îndemnați să meargă la vot, fiindcă sunt foarte mulți factori care îi descurajează. Și se pornește pe principiul acesta că dacă merg la vot, n-am cu cine să votez și din păcate în ultimii ani e principiul acesta că din două orele aleg răul mai mic și cu cine votez până la urmă. Doar că ideea este că nici nu există informare în masă astfel încât tinerii, sau neapărat tineri, fiindcă, spre exemplu, persoanele vârstnice au alte moduri de informare, au alte interese, se uită la alte emisiuni, la televizor și pot fi dezinformați foarte ușor, la fel ca și tinerii, doar că noi având această unealtă foarte importantă și esențială pentru desfășurarea noastră de zi de zi, internetul și nu mai, putem să știm foarte clar cu cine votăm, chiar dacă foarte multe informații nu sunt făcute publice sau sunt mușamalizate, dar ceea ce este pus la dispoziție, trebuie să fie folosit astfel când noi să știm cu cine votăm, să știm dacă candidatul respectiv este eligibil pentru a merge la guvernare sau nu. Înainte să merg la Răzvan să-l întreb ceva, întrebarea fiind generată taman de ce a spus Răzvan în emisiune, te întreb pe tine și e poate puțin retorică întrebarea, adică nu prea aștept răspuns pentru că sunt convins că nu ți-ai făcut calculul. Dacă l-ai, e perfect. Dacă nu, poate pentru data viitoare când ne revedem. Ai calculat vreodată câți au prostit românii cu votul mințindu-i și apoi făcând cu totul altceva în Parlament, în Guvern, în Primărie, în Consiliul Județean? Ai făcut vreodată o proporție să vezi câți s-au ținut de ce au spus că vor face și câți nu? Întrebarea este, mai degrabă ne-am axat pe câți s-au ținut și cred că numărul este minim. O proporție exactă nu am făcut sau un calcul exact, doar că... Să faci odată un calcul pentru următoarea emisiune, cât poți tu, din sursele pe care ți le oferă prietenul tău internetul, faci un calcul și vezi exact ce s-a întâmplat în ăștia 34 de ani ca să ai o imagine cât mai corectă, să nu fie distorsionată de manipulatori care la televizor sau în online mint poporul seară de seară. Răzvan. Îmi permis, Tudor, să dau eu un parametru. Da, te rog, Sorin. Păi, este suficient să ne amintim după fiecare campanie electorală și după fiecare scrutin, partide care au venit să ne spună că trebuie să le votăm pe ele pentru că ceilalți sunt dezastru și după alegeri au făcut exact acele alianțe. Deci ponderea aceasta este de fiecare dată de cel puțin 70%. Da, Sorine, Sorin, Răzvan, domnul Petri în emisiunea asta a făcut o afirmație corectă, morală și care arată echidistanță.
Și asta este, asta e trambulina de pe care îi pun următoarea întrebare. A spus așa Răzvan. USR-ul a primit vot antisistem și de acolo Răzvan a făcut o prezentare scurtă, concisă, dar corectă, a ceea ce s-a întâmplat cu USR-ul după ce a primit votul la precedentele alegeri. Acum te întreb așa, domnul Petri. USR-ul care, fără tăgadă, a primit vot antisistem, l-au dus în Parlament, preponderent tinerii și diaspora, au dus USR-ul în Parlament pe un vot contra partidelor care până atunci guvernaseră România fără USR. Ce a făcut USR-ul? A guvernat cu acele partide, a guvernat cu acel sistem și a plătit prețul acelui sistem acum fiind în situația în care este și pe care nu vreau azi să o comentez, dar va veni momentul pentru că va începe campania electorală și vom discuta pe cifre. Te întreb, care partid pe tine, Răzvan Petri, te-a dus măcar cu gândul, nu cu fapta, că ar fi un partid care, la putere fiind, poate să-ți satisfacă ție și echipei tale de la Tinerii Votează măcar 50% din așteptări? Aici aș putea spune că nu am văzut în oferta politică de la partide politice să fie voci cu adevărate, voci adevărate care să susțină problemele pe care le identifică tinerii. Și aici sunt pe aici și pe acolo câteva voci care spun chestia asta. Aș spune că sunt candidați independenți care spun chestia asta, că să ne uităm că și ei există, dar noi la Tinerii Votează și eu nu am să promovezi, nu am să vorbesc de niciun partid, pentru că nu vrem să influențăm nimănui intenția de a vota. Ideea noastră este doar să informăm lumea, să le dăm baza de pe care ei să plece mai departe, să-și facă research-ul, să se informeze și apoi ei să voteze informat și cred că ar fi din partea noastră ceva destul de problematic dacă am ține cu un partid sau cu altul public, pentru că sigur, în cabina de vot cu toții avem o preferință și cred că ar trebui ca votul să fie secret cel puțin în momentul în care noi încurajăm lumea să meargă la vot, pentru că știm că atingem destul de mulți tineri, mai ales la inițiativa politică La Minut pe care am cofondat-o și acolo clar nu vrem să încurajăm pe cineva. Răzvan, în sfera ta în care lucrezi și chiar lucrezi bine și tu și Alex și ceilalți, te consideri, și nu e niciun fel de tendențiozitate în întrebare, te consideri un fel de influencer politic? Adică un om care aveți o echipă care aveți impact în ceea ce înseamnă viitorul votului generației voastre? Mi-e greu să mă gândesc așa la mine și mi-e greu să mă consider influencer, dar conștientizez faptul că prin paginile noastre, prin ceea ce facem, atingem un număr mare de tineri și suntem conștienți de faptul că, da, le putem influența părerile sau cel puțin credem că le putem influența părerile și de asta trebuie să avem grijă. Din perspectiva asta, da, am putea spune că suntem influenceri, dar noi punem accent pe partea de responsabilitate, mai ales că vorbim de politică și mai ales că e un subiect sensibil în România, deci trebuie să fim foarte, foarte grijulii când vine vorba de lucrul acesta, dar da, am putea spune că inițiativele noastre au și partea asta de influencing și... Este foarte tare ce spui. Apreciez sinceritatea cu care ești în această emisiune, cu care ai intrat în dialog. Vreau să-ți spun ceva și nu atât ție, că sunt convins că știi, celor de acasă, băi, oameni buni, un influencer a fost prins ieri, un copil pe care îl știu de când era copil, acum e mai puțin copil, 200 și ceva la oră, 280 la oră, ceva de genul ăsta. I-au luat carnetul postă 4 luni și oameni de groaznică, influencer, unul de cei mai mari, milioane de ăștia, de followers. O influență de asta a fost prinsă în intersecție aici lângă noi la televiziune cu substanțe interzise în trânsa. Un alt influencer a fost prins în halat la volan drogat, sau mă rog, și-a cerut după aia scuze. De ce spun asta, Răzvane? Pentru că tu și ai tăi din momentul ăsta trebuie să fiți etaloane, trebuie să fiți brici. Orice greșeala voastră s-a terminat cu Tinerii Votează, s-a terminat cu, bă, noi suntem curași și vă arătăm cam care, nu vă arătăm care e calea, că noi nu suntem deschizători de drumuri. Dar vă punem să gândiți și să lucrați, să, împreună cu noi să facem ceva. Numai că E aproape, cum să zic, un gest de a-ți cere prietenia public, Răzvane.
Dar în momentul ăsta, orice greșeală vă va costa pe voi și nu atât pe voi, cum a zis Sorin Dragnea, ne va costa pe noi toți. Pentru că dacă s-a crezut, iartă-mă, termin în 10 secunde, s-a crezut în Vadim, cum ai spus tu, eu l-am votat pe Vadim în 2000, eu, Tudor Barbu. Și am spus-o public. Nu puteam să-l votez pe Iliescu în finală când știam ce a făcut 6 ani în țara asta. Din 90 până în 96, în 97, când a venit profesorul Constantinescu, eu știam ce a făcut Iliescu. Nu putea să-mi ia Dumnezeu mințile, puținele minți, și să mai mă duc să-l votez o dată. Și românii l-au votat. Pe urmă, a venit Becali, prietene, adu-ți aminte, partidul, bravo, cum se chema? Noua generație, mă, Răzvane, noua generație. Știi cât s-au dus după Fentaia? Sute și sute de mii de tineri. Și Partidul Poporului. Și apoi Partidul Aur. Și o să mai fie și altele. Problema este cea pe care a spus-o Sorin Dragne. Nici unul din acestea pe care ți le-am enumerat nu a pornit de la o mișcare a tinerilor de adevăratele. Contra, bravo lui, bravo profesorului Dragne. Bă, duceți-vă peste ei, corect. Corect. Și nu într-un expozeu la Parlament. Nu, în Parlament. Aveți puterea să vă coagulați și în 2000, acum nu. Dar mai sunt alegeri peste 4 ani. Știți de ce e acuz, dacă îmi permit, Tudor Barbu? Nu, Sorin, am o rugăminte în caz că îmi spun colegii că m-am luat un pic cu... Mă întorc la voi trei imediat, publicitate, și ne întoarcem și la tine și la Răzvan. Dar ne-am întors, o să vedem câte minute mai putem profita de eleganța și înțelepciunea domnului Petri de a ne fi alături, pentru că știu ce agendă încărcată are și îi mulțumesc încă o dată pentru că și-a rupt din timp să vă fie alături, să vă intre în casă. Vă reamintesc, este unul dintre cofondatorii Centrului pentru Democrație și Bună Guvernare în România, ce frumos sună. Acum în pauze, n-am știut, e vina mea, n-am avut timp. Am aflat că a studiat în Anglia, se vede, frate. Vorbeam cu Miruna, zic, băiatul ăsta are o pilitură, are, nu, o șlefuire de altă factură. Știți, ca pietrele prețioase, unele sunt șlefuite pe la București, altele pe la Anvers. E, alea de Anvers se văd, deci Răzvan a studiat în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și se vede. Ce ai studiat acolo, Răzvanele? Științe politice și politici publice. Foarte tare, frate. Și stai pe dreapta, stai pe mantinelă. Păi e posibil așa ceva, mă, acum pe bune.
Uite că ne implicăm prin aceste inițiative și o să ne implicăm în continuare și vă mulțumesc mult pentru invitație și promit să continuăm dialogul. Din păcate va trebui să ies acum, dar vă mulțumesc foarte mult. Înainte să ieși acum un minut, două, poți să-mi răspunzi la provocarea de dinainte de publicitate și apoi ne despărțim cu mulțumirile de rigoare? Dacă îmi spuneți încă o dată întrebarea, sigur. Bine, ne despărțim acum pentru că întrebarea respectivă presupunea un timp de dialog un pic mai amplu. Îți promit că ne vom reauzi, Răzvan. Roagă-l și pe Alex să-și caute timp și poate împreună, amândoi, până în 3 Sigur. Aprilie, ne revedem la Televiziunea Națională, la noi în emisiune, să discutăm în folosul generației din care faci parte. Mulțumesc foarte mult, Sorin. Te ascult cu drag. Provocarea de dinainte de publicitate. Răzvan, dacă îmi permiți, nu poate merge singur. Nu se poate implica singur. Era nevoie de masa de tineri, de tineri de calitate, pentru că dacă se va duce singur peste ei, așa cum îi îndrum eu pe toți tinerii, cineva de acolo îi va întinde un pachetel de șervețele de la prima întrevedere, prin care să înțeleagă că el nu e deocamdată decât un mucos, că ce vrea el să le spună lor acolo, care știu de peste 30 de ani ce trebuie să facă în România, și va fi implicat în găleata și mopul de lipit afișe electorale când începe campania. Pentru asta are nevoie, eu știu, mișcarea politică din România. Întreb și pe tine, Sorinele, și pe tine și pe Medea, vă întreb așa, cum l-am întrebat și pe Răzvan. Mi se pare o întrebare la care răspunsurile voastre contează pentru cei de acasă. De ce în nicio țară europeană, cel puțin în ultimii, 10-12 ani de când AFD-ul, Alternativa pentru Germania, s-a ridicat la nivel de landuri și apoi acum a ajuns în Parlament un partid de 11-12%, cam cât aurul la intrare. De ce, Sorin, de ce, Medea, în nici o țară votul antisistem, partidele antisistem, cum e aurul în cazul nostru în România, după alegerile respective, nu au găsit calea spre guvernare și nu au găsit calea spre conducerea țărilor lor? Cel mai trist exemplu fiind, repet, și cel mai recent, Olanda, unde au câștigat aurul lor, cum ar fi, a câștigat cel mai mare număr de voturi, iar acum este o situație delicată, n-au premier, n-au guvern, nu vor... Plus că ai lor, liderii lor, au început să dea înapoi și să facă legi pentru imigranți, dându-și seama că dacă au fost împotriva imigranților, au de pierdut cu Bruxelles și cu toată Europa. Sorin. Da, este foarte greu ca mesajul acesta să penetreze întreaga societate, mesajul acesta antisistem, atâta timp cât sistemul este foarte bine consolidat și noi o numim aici în spațiu Carpato-Danubiano-Pontic mașinărie de partid, iar în Occident Europa și-a dat mâna pentru aceste principii și inclusiv la ei mă refeream, că s-au erijat în creierele tuturor cetățenilor pe care îi reprezintă în parlamentele naționale sau în Parlamentul European, fără a mai ține cont de opiniile lor. Fiecare își joacă, își îmbrătișează și își duc mai departe cariera politică, uitând de cei care i-au trimis acolo prin votul lor. Este foarte greu să ajungă la guvernare un partid. Matematica e cea care ne dă lecția de bază de când am deschis ochii. N-ai 50%, nu poți penetra la guvernare. Dacă nu reușești să faci o majoritate de cel puțin 50%. Da, stai puțin, domn profesor, stați un pic, domnul Draghe. Prieten drag, Sorine, USR-ul, tocmai vorbim de el, a primit vot antisistem. L-au dus în Parlament. Da? Și s-au dus și au guvernat cu Ludovic Orban. Cu cei împotriva cărora erau în campanie. Le spuneau tinerilor, bă, votați-ne ca să-i dăm pe ăștia jos. Și ce să vezi, USR-ul s-a dus și au guvernat tamam cu aia, ca madame, cum o cheamă, din Italia? Meloni. Madame Meloni, care acum și-a adus aminte că dintr-o doamnă tradițională are inclusiv dumneai dreptul să divorțeze dacă soțul nu întrunește calitățile pe care le dorește o femeie modernă occidentală. Asta cu divorțul e problema femeii, că până înainte de a fi premier Italia e femeie. Nu o să stea acum cu unul campanie am auzit cu urechile mele și am văzut cu ochii mei cum vorbea despre divorț, da? Pentru că Italia încă are un bun procent tradițional. Catolicismul e la casă, acolo este Vaticanul, corect. Eu te-am întrebat altceva și pe tine și apoi merg la Medea. Care este, de fapt, care este algoritmul de așa fel încât să nu-ți spele creierii un partid care vine, cum a venit USR-ul,
Nu spun că a spălat creierii cuiva. Doamne ferește, cel mai bun partid în România să nu se ducă să mă reclame. Eu cred în curățenia și în faptul că sunt antisistem. Numai că ce să vezi? Au votat lumea, tinerii au votat cu USR-ul antisistem și s-au dus și au guvernat cu sistemul. Acum vine Aurul și spune același lucru. Noi suntem patrioți, naționaliști, suveraniști, ok, perfect, să moară în chinuri sistemul, am luat-o și-o pe scurtătură. Eu te întreb, ce se va întâmpla cu voturile Aur? În septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, care, ce să vezi, nu vor fi 51%. Că pentru a fi la guvernare trebuie să facă o coaliție, o alianță cu unul dintre cei doi mari care sunt acum la guvernare. Păi care, mă, că ăștia care sunt la guvernare, în opinia lui Simion și al Aurului, au jefuit țara, sunt niște... Tudor, dar dacă te aduce aminte alegerile, să nu ne întoarcem foarte mult în urmă. Până previn 2008, când partidul domnului condus atunci de Gioană ne spuneau cât de rău e cu ai lui Băsescu, iar ai lui Băsescu ne spuneau cât de rău e ca ai lui Geană. Și pormă s-au unit, au făcut și-au unit cozile. Exact. 72% au avut în Parlament și s-au certat. Bine. După un an de zile. Matematica e simplă. De aceea spun eu, și de asta ai acuz cel mai tare pentru în ăștia 30 de ani clasa politică, ne-au furat niște valori care sunt perene. Partide politice și clasă politică, democrație. România are mișcare social-democrată, România are mișcare liberală. Ar putea să trăiască în prosperitate încă 150 de ani de acum înainte cu mișcare social-democrată și mișcare liberală, artenând la guvernare. Dar ei, politicienii actuali, ne-au furat aceste două concepte politice. Partidul Național Liberal, colcă e de persoane care n-au nicio treabă cu liberalismul, iar Partidul Social Democrat, colcă e de persoane care n-au nicio treabă cu social-democrația. Fără doar și poate 100% sunt de acord cu ce spui tu, Medea, și la tine vin cu aceeași provocare. Cum e, fată dragă, să îi dai votul, tu atunci nu votai. Acum deja ai depășit pragul de 18 ani și ești elector, ești cetățean al României cu drept de vot. Acum te întreb, cum este, ce vezi tu că se va întâmpla, nu neapărat nominalizăm partide, dar luăm cazul pe care l-a evocat, sau l-a invocat, nu l-a evocat, l-a invocat domnul Petri. USR-ul, care de la cei ca tine, o leacă mai vârstnici pentru că aveau drept de vot și în 2020, au votat USR-ul. Care USR, ce să vezi, fix în budoarul, fix în patul liberalilor s-a băgat, s-au culcușit în patul ălora, cu care... Se luptau în campanie și spuneau, ca și Auro azi, spuneau, domne, ăia sunt moartea, deci n-avem treabă cu ei. Exact. Păi, da, este vorba de foarte multă ipocrizie, de foarte multă propagandă, pentru că au știut foarte bine cum să se promoveze, au știut foarte bine cum să se vândă, știu ceea ce le place cetățenilor să audă, ceea ce și-ar fi dorit să se întâmple și bineînțeles că nu a mai ajuns să se întâmple. La fel, să nu dau nume, că n-are sens, noi suntem și apolitici, dar mai există și alte două partide mari care au o alianță și care în anii anteriori sunt împotriva unui de stânga, unui de dreapta și au făcut alianță politică și nu numai și e foarte dezolant. Cum ți se auzi, Medea? Medea, cum ți se pare echipa asta din care face parte și Răzvan, din care face parte domnul Petri? Cum ți se pare ca echipă, că este clar necesară, bine pregătită? Eu te întreb, cum ți se pare ca eficiență? Crezi că, dacă ți-am aminte, vorbeam de ei vineri, dar în lipsa lor. Acum vorbim de ei pentru că au fost reprezentați în emisiune și mă bucur că Răzvan și-a găsit timp. Îi vezi ca fiind un purtător de cuvânt al generației voastre cu efect, nici nu știu cum să formulez ca să fie corect, să nu spun prostii, îi vezi ca fiind utili generației voastre în 2024 și în ce urmează? Da, absolut, pentru că oferă pe masă o unealtă esențială pentru ca tinerii să fie informați cu privire la candidați și cu privire la alegerea pe care o vor lua ei atunci când vor vota și acest lucru este absolut necesar, fiindcă nu sunt mulți ca ei care fac acest lucru și care sunt transparenți și au intenții pozitive de a informa publicul și e foarte util pentru tineri și nu numai.
Și având în vedere că sunt în mediul online pe toate rețelele de socializare, tinerii sunt foarte, pot intra foarte ușor în contact cu ei și să aibă acces la aceste informații, decât să stea să caute. Noi chiar susținem această inițiativă, având în vedere că am și lucrat cu ei chiar recent, cu Tinerii Votează. Eu, înainte să mă invitați la emisiune, chiar mă uitasem pe sondajul acela și statisticile lor, și chiar l-am apreciat foarte tare, fiindcă au rezumat și însumat niște informații esențiale pentru a nu mai sta noi să căutăm toate articolele respective unde se menționează acestea. Sunt direct într-un sondaj și ai tot ceea ce ai nevoie să la dispoziție acolo. Am înțeles. Și Sorine, e foarte util și pe mine chiar m-a ajutat. Pe tine și pe tine și pe Medea vreau să vă întreb, vreau să vă provoc, nu să vă întreb, să definiți tu de la nivelul unui cadru didactic și părinte de copii chiar mai mari decât... Cât au copiii tăi? Iartă-mă. 22 și anul acesta 21. Spre am vrut să spun copii mai mari decât Medea, care are puțin peste 18 ani. Acum te întreb așa. Prima întrebare. Ce le spui copiilor tăi despre campania electorală și despre anul 2024 ca an de vot pentru toate palierele de la primar până la președinte? Asta una. Și apoi cum definești tu, și apoi cum definește Medea Țârlea, cum definiți noua clasă politică? Și întrebarea are tâlcul ei, Sorine, pentru că am văzut ce proces uriaș de racolare a PSD-știlor și a PNL-știlor se întâmplă acum la nivelul AUR. Frate, ia cu grămada, ia cu arcanul ca la oaste pe vremuri. PSD-știi nici mai contează, deputați, primarii, consilierii, oameni de afaceri ai PSD-ului, ai PNL-ului, intră la AUR cu toptanul, mirosind, bravo, miros de putere și guvernare. Întrebare, cum definești noua clasă politică, domnule profesor Dragne și apoi domnișoara Țârlea, dar la tine și provocarea la care nu pot apela în ce o privește pe Medea, ea fiind copil, neavând copii. Întrebare, ce le spui? Ce le spui copiilor tăi despre anul ăsta electoral? În primul rând, vor vota? Și dacă da, pe ce considerenți se duc la vot, nu cu cine? Da, eu nu fac în 2024 decât să continui lecția și să o ameliorez, să o adaptez, cea pe care am început-o din momentul în care am putut să-mi iau copiii până la secția de vot. Asta s-a întâmplat pe undeva prin 2008, cred că prima oară, până la secția de vot, atunci când au început să aibă 5-6 ani. Și le-am explicat ce înseamnă partid politic, ce înseamnă alegeri parlamentare, ce înseamnă alegeri locale, ce știe și trebuie să facă un primar, un consiliu local, un consiliu general, județean, președintele Republicii, de ce România este oropsită să aibă președinte și nu are rege, cum a avut odată când o ducea bine România și românii. Toate astea le-am povestit. Drama cea mai mare este că în momentul în care au avut drept de vot, au fost, dacă eu nu făceam această lecție cu ei, ar fi fost foarte bulversat, pentru că ar fi fost nevoit să aleagă din ceea ce le expunea scena politică. Conceptul meu de cetățean cu drept de vot pentru copiii lui, proiectul meu, este acela de a te identifica, de a te descoperi tu către care curent politic mergi și a merge cu acel curent politic, indiferent de cât de... Vor vota copiii tăi, vor vota, ce zici? Da, cu siguranță vor vota, nu știu pe cine, dar nu contează, important era... Nu, înțeleg că nu știu nici eu cu cine vor vota, dar cu siguranță știu că încep să se identifice cu ceea ce înseamnă o valoare politică și vor merge să voteze pentru a apăra și promova valoarea politică respectivă, chiar dacă acel curent, acea valoare politică în momentul de față în România este repetentă, așa cum este întreaga clasă politică. Ca profesor nu pot să dau alt calificativ actualei clase politice decât repetentă, iar dacă este să fiu și mai dur și cunoscând că tot ceea ce ai prezentat un pic mai devreme cu racolări, cu treceri dintr-un partid în altul, oportunismul acesta deșențat, l-aș duce acolo lângă antiromânism. Aceștia sunt oamenii care, astfel de apucături, pentru că nu pot spune, nu le pot numi strategii, nu fac altceva decât să șubrezească România și bunul trai al românilor. Pentru că noi am mai discutat, Tudor, în emisiunile tale și în multe alte emisiuni și pomeneam de fiecare dată. Mi-aduc aminte și cu domn profesor Coșa când spuneam că cel mai mare investitor în România
sunt compatrioții noștri care trimit bani acasă rudelor. Absolut. Da? E clar, e pe cifre, nu trebuie să o mai calculeze. Dar anul trecut au adus acasă diasporenii vreo 16-17 miliarde de euro. Știi care e marea dramă pe care începem să o trăim? Mm. Că cei care sunt acolo și încă trimit bani acasă, în curând, în câțiva ani de zile, nu îi vor mai avea acasă pe cei cărora le trimit banii pentru că încep să se ducă. Și atunci nu vor mai avea motive. Hai ca să o ascult și pe mândra Medea. Zimi, cum definești clasa, noua clasă politică? Zi sintagma asta, cum o definești? Ce înseamnă pentru tine? Eu? Da. Păi, noua clasă politică, nu știu dacă e neapărat nouă, pentru că e de fapt vechea clasă politică, având în vedere că nu s-a schimbat nimic. E practic același lucru, dar puțin schimbat, aceeași esență până la urmă. Dar lucrurile făcute puțin altfel, cu altă mască mai degrabă, dar esența e aceeași. Dacă pot oferi un exemplu elocvent, că tot am și eu de studiat pentru BAC și sunt o mare împătimită a lui Caragiale, el spunea foarte clar pe vremea despre contrastul dintre esență și aparență și e foarte bine precizat și într-o scrisare, cred că tot cu alegerile electorale, tot pe asta se baza. Și observ foarte clar că nu s-a schimbat prea multe de atunci și până acum. E exact același lucru, atât de mare ipocrizie, se dorește doar putere politică și, bineînțeles, ca întotdeauna, sunt multe interese economice la mijloc. Dacă, auzi, Medea, înainte să mă întorc la Sorin, te întreb așa, tu mi-ai sugerat întrebarea, dacă mâine, azi noapte, mâine noapte, se înființează nu un partid, că l-ai auzit pe Răzvan, pe domnul Petri, că... Numai sintagma partid politic nou înființat și mie și lui, ni se zbârlește părul pe spate ca la lupi, iarna în pădure. Întrebare. Dacă ar fi generată o mișcare civică a tinerilor, 18, cât să zic, 35, care mișcarea respectivă, atenție, nu partid politic, da? O mișcare civică, tinerii votează. Te-ai băga... Adică te-ai duce să devii militant și să vă votați de așa fel încât să câștigați un loc în ceea ce înseamnă decidenți ai României? Da, nu știu dacă neapărat să câștigăm un loc, pentru că eu clar nu m-aș axa neapărat pe ideea aceasta de putere sau de conducere, pentru că e clar că... Medea, dacă n-ai puterea, nu schimbi... Fată dragă, dacă n-ai puterea, nu schimbi nimic... Absolut, dar ideea este să nici nu ți se urce la cap, pentru că e ca... Avem probleme. Să formă mai putere, dar că nu știu cum să o gestioneze și ce să facă cu ea. Dar da, eu personal m-aș implica și chiar vreau să am tot felul de astfel de inițiative de asta în continuare. De 2 ani sunt în această asociație, să continui și la facultate pentru studenți și să mă implic și să realizez o schimbare pe cât se poate. Eu chiar eram foarte entuziasmată acum mai mulți ani, că știam că o să votez la 19, am mai am puțin și fac 19 ani. Foarte încântată că o să am drept de vot, doar că văzând cum stau lucrurile în continuare și că nu sunt reale schimbări, sunt puțin dezamăgită, dar în continuare voi merge la vot și chiar susțin și îndemn pe toată lumea, pentru că eu chiar consider că poate exista o schimbare, mai ales din partea tinerilor, pentru că la fel cum a spus și dumneavoastră anterior, până la urmă oamenii vârstnici au anumite beneficii, să spunem, din partea anumitor partide, motiv pentru care le și votează probabil, beneficii pe care noi nu le avem sau la nivel de societate nu sunt întrunite. Și de aceea ar trebui să ne informăm foarte bine, pentru că sunt mult mai multe partide, chiar dacă nu au neapărat... Am înțeles. O întrebare rapidă. Le-ai spus colegilor din trupa ta de artiști că TVR3 s-a oferit să vă sprijine oricând aveți nevoie? Da, o să vorbesc cu ei, o să înștiințez și mulțumim foarte mult pentru această oportunitate. Aici suntem și abia aștept să facem prima emisiune doar cu tine și cu colegii din trupa ta. O seară specială va fi... dedicată doar vouă. Mulțumesc mult, Medea. Ai un minut, Sorin, să transmiți ce mesaj vrei la finele acestei emisiuni pe tema pe care am discutat-o. Ca profesor nu pot să închei acest subiect, pentru care încă o dată vă felicit, fără a sublinia că este nevoie de un amalgam de entuziasm, de un amalgam de decizie. Nu putem face România
mare și frumoasă doar cu tinerii, nu putea face România mare și frumoasă doar cu cei care au trecut de o anumită vârstă. E nevoie de implicarea tuturor și e nevoie de un proiect de țară pentru un cetățean care nu sunt doar eu, nu ești doar tu, nu e doar Medea sau doar Răzvan. Suntem noi toți, vor fi copiii noștri. Avem datoria să lăsăm România prosperă, cu șanse de îmbunătățire și de creșterea prosperității pentru generațiile ulterioare. Mulțumesc mult de tot! A fost în exclusivitate profesorul Sorin Dragne, a fost în exclusivitate actrița și prietena noastră Medea Țârlea. Ne vom revedea cu ei cât de curând. La Medea situația e mai frumoasă, ne vom revedea și cu colegii din trupa ei de artiști. Rămâneți cu noi, deschidem telefoanele, vreau să discutăm noi între noi despre această poveste a tinerilor care votează sau a tinerilor care nu înțeleg sau a tinerilor care votează fără să știe ce și așa mai departe. Revenim imediat! We'll be right back.
Da, ne-am întors, oameni buni, în direct. O să deschidem imediat. A deschis deja Miruna telefon, le sună lumea. Mi-e și groază să mă gândesc cam care ar fi primii 5-6, dar asta e, emisiunea e liberă. Vreau să vă arăt unul dintre, cum se numește, mă, slide? Slide se numesc, Miruna, slide-uri, nu? Da, slide-uri. Un carton din sondajul IRES. Acesta e slide-ul. Zice așa, întrebare, fiți atenți. De unde vă informați în primul rând când e vorba despre evenimente de interes pentru societate petrecute în România? Adică politică, prețuri, pensii, salarii, tot. De unde se informează tinerii? Aia ce să vezi, frățioare, 42% dintre tineri se informează de pe niște surse clasice deja. Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, etc. Mai departe. 42%, deci aproape jumătate. De pe telefonul mobil. Aia cu tableta, cu... Nu, de pe telefonul mobil. Din presa online, adică tot de pe telefonul mobil. De la televizor. Aoleu, îmi venea să-mi rup contractul de muncă în momentul în care am citit acest slide. Îmi venea să mă duc să-mi iau contractul de muncă, să-l rup. 18, ce frumos am pronunțat, corect, în limba română. 18% dintre tinerii României se informează de la televizor. Și face socoteala că sunt vreo 10-12 televiziuni care contează în informarea tinerilor. Nu spun că celelalte nu contează, dar celelalte sunt televiziuni de sport, televiziuni de cultură, televiziuni generaliste, Masterchef, Șef la cuțite, Vocea României, A fugit puiul cu ața. Da, e ok. Face socoteala că tinerii se informează de la televizor, de la 10-12 televiziuni, într-o proporție de 1%, sub 1% per televiziune. Iar de la radio, 2%, frate. Adică audiovizualul românesc, îmi pare rău pentru noi, pentru audiovizualul românesc, mass media românești, frățioare, am pierdut partida, s-a terminat. Adică suntem niște... Am pierdut partida. Televiziunea trebuie regândită. Televiziunea trebuie reinventată. Televiziunea ca fenomen, nu televiziunea română. Nu B1, nu România TV, nu Realitatea, nu Digi, nu. Nu, nu Pro, nu. Antenele, nu. Televiziunea ca fenomen trebuie regândit, trebuie reinventat. Noi ne-am rupt de tineri. În primul rând de tineri. Uitați-vă, e obvious. Este evident că n-avem nicio treabă cu tinerii, nici nu se uită la noi. Ne dau, cum spunea fimea, ne dau cu ignor. Am zis bine, Miruna, cu ignor? Dacă Miruna ce că ne dau cu ignor ne dau, da? Bine, deschidem telefoanele, stimați telespectatori. Întrebarea provocare este ce se întâmplă cu tinerii? Dar vă rog eu frumos, hai să avem un pic de dialog cu discernământ și util tinerilor. Că dacă intrăm în direct să spunem... Ok, dacă intrăm în direct să vorbim doar ca să ne auzim, n-are niciun rost. Dacă intrăm în direct să spunem lucruri care i-ați auzit pe tineri, pe copii, bă, n-au bătut câmpii deloc. Mi-e și groază ce poți auzi la noi la telefoane în raport cu ce am auzit la copii, la Medea, care are 18 ani, și la Răzvan, care... Câți ani are Răzvan, Miruna? Nu știu, cam câți ani are? Vreo 21, 22. 22 de anișori. Vorbește un păpâine. Și Medea vorbește bine și copilul ăla vorbește bine, foarte bine. Hai să ne auzim la telefon noi pe noi. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, corect, domnul Barbu. Bună seara, Emanuel. Vreau să-mi spun și eu punctul de vedere și la invitații pe care ați avut. Eu până acum tot am criticat, acum vreau să dau și soluții și să spun și de ce tinerii sunt așa și cu informarea și cum, de ce suntem așa. Mi-e și frică să spun că a spus dumneavoastră că un alt partid, dacă s-ar inventa, ar fi o mare problemă. Partidul ăsta trebuie, dumneavoastră, mi-e și frică că dacă mergeți din, acum mergeți afară de la, am nu face ceea ce spun eu.
Dacă mergeți acum în ieșit de la televiziune și vă faceți un partid politic și vă, la câte informații aveți dumneavoastră, dețineți informația... Emanuel, tu ai înțeles care e rostul emisiunii azi? Care e titlul? Care e subiectul? L-ai înțeles? Cu tinerii, cu votul, cu astea, nu? Da, vreau cu ce a spus tinerii, cu să-și facă partid sau să se bage... Bine, cineva, Emanuel, mulțumesc, mulțumesc mult, de mare importanță părerea ta, de mare importanță părerea ta, punctul tău de vedere. Miruna, nu sună nimeni, nu? Nu, e perfect. Ori s-au blocat telefoanele, ori nu interesează pe nimeni de ce nu votează tinerii. Eu cred că nu interesează pe nimeni de ce nu votează tinerii. Pentru că nu pot să-mi imaginez că s-au blocat telefoanele și nu sună nimeni. Băi, Miruna, vrei să verifici dacă totuși... le-au pornit? Ok, îmi cer scuze. Stimați telespectatori, profit, dăm și mie cadrul aici și hai repede, fă corecție. Dă-mi un pic cadrul ăsta, oameni buni. Eu am mai spus-o și o repet. Cine face, nu pariu cu mine, că pariu este un contract între un șmecher și un prost. Eu nu prea fac pariuri. Am făcut un pariu cu... Nici nu știu cine e șmecherul și cine e prostul. Am făcut cu Sorin Mitrea, regizorul nostru, un pariu și el zice că l-am pierdut, eu zic că încă n-a venit cu dovezi. Mă rog, cine... Eu spun așa, și se păstrează copie de pe emisiunea asta. Am mai spus-o în emisiunea în care era Iureș Mare cu candidaturile, când se stabiliseră, era tripleta de aur, domnul doctor, domnul matematician și domnul cu roaba, domnul Piedone, dânsul este brand. Eu spun că nu va candida la București. Să țineți minte. O să copie de pe acest minut, voi pune și eu bine undeva. Și îl voi scoate la vedere atunci când se va ajunge pe bune la înscrierea în cursa electorală pentru Capitala României. Eu sunt aproape convins. Convinși numai nebunii sunt extrem de convinși. Nebunii n-au niciun dubiu. Eu am un mic dubiu, dar astăzi 80% cam pe aici nu va candida domnul Piedone pentru primăria Capitalei. Am și spus atunci de ce și reiterez acum. Dacă va candida și va pierde primăria Capitalei, excelența sa de la partidul domnului profesor Voiculescu, cu respect domnul Dan Voiculescu și Antena 3 și Gâdea și toată lumea, de acolo provine dânsul, dacă va candida și va pierde, pierde și primăria de sector, pierde și primăria, pierde tot. Pierde funcția ginerului, pierde funcția băiatului, pierde funcția posibilă, funcția fetei, pierde tot. Deci, encore une fois, nu va candida la primăria Capitalei domnul Popescu Piedone. Aproape convins sunt. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara la Sibiu, vă ascult cu drag. Hai să discutăm un pic despre povestea cu tinerii, votul lor, cum vi s-a părut, dacă v-ați uitat la emisiune. Da, m-am uitat. Și cum vi s-a părut? Păi a fost, tinerii tău avea perfectă dreptate, pentru că în principiu tinerii nu sunt deloc promovați și nici ajutați. Și vă spun și de ce. În principiu toți oamenii politici își promovează mare parte pe copiilor, nepoților, nepoatelor. Și poate sunt mulți tineri care au calitate intelectuală sau politică, dar sunt marginalizați. Așa este. Asta e. Din păcate mea. Aveți dreptate. Asta e părerea mea. Dar să știți ceva. Vă rog. Copii ca Medea sau ca Răzvan, invitații din seara asta, sunt foarte, foarte mulți. Adică în România estimări le-am făcut cu fimea, care se pricepe, e din generația lor. Domnul Barbu, ascultați-mă un pic. Sunt zeci de mii de copii valoroși, undeva între 18 și 30, hai 35 de ani. Dacă îmi spun valoroși, 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 cristal, perfect, diamant. Da. Una, ce a spus dumneavoastră, nu sunt lăsat să urce în partide, nu să intre, că dă-i intrat, sunt buni ca să lipească afișe, dar nu-ți lăsați să urce în ierarhia de partid, pentru că a urca înseamnă să le iei posturile și tantiemele și banii ălora mai în vârstă, asta una, și al doilea, mai dramatic, nu vor. Nu vor, l-ați auzit pe Răzvan, pe domnul Petri? Da. Nu vrea să audă de cuvântul partid. Sintagma partid politic îi repugnă. Domnul Barbu, numai 5 secunde când dați voie. Vă rog. Toate televiziunile dă mare importanță pensionarilor, tot respectul. Sunt singura televiziune care, din ultimii 2-3 ani de zile, care spune ceva despre tineret. Nimeni, pe nimeni nu interesează viitorul tineretului. Dar știi de ce? Ia să văd dacă știi de ce. Păi nu
aduc, n-aduc rating. Nu, clar. Domnule, n-aduc voturi, e mai grav. Da. N-aduc voturi. Televiziunile, ai seizat perfect, televiziunile, că e realitatea, că e România, că e Digi, că e Antena, că e televiziunile, știu exact de unde vin voturile. Și am zis, bă, de ce să mă preocupe tineretul? Nu fac rating, de ce? Nu se uită tinerii la televizor, se uită pe TikTok, pe Instagram și pe Facebook, iar bătrânii, vârstnicii 50 plus, se uită la mine, mă, la televizor și acolo îi fac eu cu capul cum vreau. Da, aveți de toate. Acum te întreb așa. Vă rog. Ce șansă dai, dar sincer, ce șansă dai generației lui Răzvan și a Medei? În următorii 10 ani, pe primul loc, dar actualmente nu. Mulțumesc mult, foarte interesant. 10 ani, ai 10 ani, pun la tine 10 ani. Ia să scriu, bă, frate, că o să uit. Mersi mult de tot pentru telefon, mergem mai departe. La Bacău, salut domnul Ionuț. Salut domnul Alexandru, bănuiesc că ăsta e numele de familie. Da, să trăiască domn Barbu. Este o onoare, este o onoare să fiu prezent alături de dumneavoastră. Domnul Barbu, aș avea și eu două, trei cuvinte să vă zic. Ultima oară când v-am sunat, v-am zis de Coșul de Mere și Partidul Național Liberal. Abia ce preluase Florin Câțu președinția. Și v-am spus că Partidul Național Liberal este exact ca un coș de mere. Sunt vreo câteva stricate, dar dacă nu va avea puterea și curajul domnul Câțu să pună mâna pe Partidul Național Liberal și să-l scoată la liman, se vor strica toate merele. Uitați că s-a adeverit, s-au stricat toate merele, domnul Barbu. Acum tot Partidul Național e făcut numai din stricăciuni. Nu e făcut tot din stricăciuni. Așa ați spus, așa ați spus. Nu au curajul, doar unul, domnul Nica de la Timișoara, atât. Până bine, alții... dați-mi voie să vă spun că n-aveți dreptate, dar nu acum. Să știți că în PSD, în PNL, în AUR, în UDMR, în USR, în orice partid, sunt o grămadă, mii de oameni valoroși, credeți-mă ce vă spun. Mii de oameni care, indiferent cât de tare îi atinge mărul stricat, ei nu se strică. În toate partidele astea, credeți-mă, știu mai bine ca dumneavoastră. Ok, domnul Barbu, vă respect la eu sunt împotriva, eu sunt împotriva vocilor din popor care generalizează. Toți parlamentarii sunt hoți. Nu! Toți medicii sunt șpăgari. Nu! Toți ziariștii sunt blătuiți. Nu! Nici pe departe. 67% au stat acasă în 2020, domnul Barbu. Asta e problema. Ce asta, facem? Dar te-ai întrebat de ce? Păi de ce? Pentru păi de ce? Da, nu de ce? Vor. Nu vor, domnul Barbu. De nu ce vor. Nu vor, domne? Nu știu, domnul Barbu, nu știu, că tare mă tem că anul ăsta, dacă nu vom vrea, data viitoare nu vom mai avea ce vota, domnul Barbu. Să scrieți acolo. A zis Alexandru de la Bacău, dacă pe 9 iunie, 18:35, generația care va trebui să mergem pe front, nu va fi prezentă la vot, România data viitoare nu va mai exista. Vom avea AUR ori PSD. Votați voi. Și atunci chiar nu mai ești motivat să mai mergi la eu zic vot. Așa, eu zic așa și sper să fii de acord cu mine, să dea Dumnezeu și măicuța Domnului să nu fie nevoie să plecăm pe front niciunul, că eu m-aș duce. Și tu te-ai duce. Dar să dea Dumnezeu da, să nu fie duce, nevoie. Pentru că țara e țara. Eu îmi apăr ce mai am pe acasă. Mamă, tată... Foarte, tată, foarte tare. Dor. Mulțumesc mult de tot pentru telefon. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Salut, Bogdane. Bună seara. În legătură cu ceea ce ați spus, mă bucur că ați atras atenția a nu generaliza și a nu... da, acum verdicte față de o generație sau față de o anumită categorie. În privința tinerei generații, eu am mai spus și o mai zic că ea, dacă se va duce la vot și își va impune în mod clar viziunea, poate că vom avea și acea schimbare pentru care noi pe care ne-o dorim, mai bine zis. Ce înseamnă, la tine, ce înseamnă la tine o schimbare pe care ne-o dorim, ca să înțeleg? Adică să schimbăm partidele sau să schimbăm concepția sau să schimbăm politicienii în partide sau să schimbăm ce? Nu, până la organizare și această politică de partid și până la mers pe front și alte prostii de genul ăsta, eu mă bazez în primul rând pe schimbarea propriei mentalități, pentru că asta ne-a distrus foarte mult timp. Izul ăsta românesc, dâmbovițean, de a vedea lucrurile... lasă că merge și așa,
lasă că punem pe cine vrem noi și cine trebuie și tot așa. Și valorile ne-au plecat peste hotare și ne-am trezit că am rămas, că băltim și noi pe aici. Cum îți explici, Bogdan? Uite, scrie pe ecran, ne-am permis și noi o mică analiză în trei pași, deranjul uriaș ăsta maxim în politica românească, în trei pași. Primul pas, partidele clasice, PNL, PSD, UDMR, pierd teren în fața aurului pe telefonul mobil, corect. Aur, în schimb, pasul 2, ia la greu oameni din partidele clasice și le pune eticheta de noua clasă politică, deși sunt PSD-iști, liberali și așa mai departe, de la USR, de peste tot. Pasul 3, votul antisistem ia amploare în Europa, este evident, toată Europa e preocupată, toate țările sunt preocupate, dar, deși votul antisistem, extrema dreaptă, în, ce să zic, în Spania, în Germania, în Danemarca, în Suedia, în Olanda, unde vrei, în România, da? Lăsați cartonul. Votul antisistem ia amploare, dar nu duce la guvernare, pe nimeni, în nicio țară. Votul antisistem n-a dus un partid la guvernare sau la șefia țării. Cum îți explici? Păi hai să o luăm așa, în felul următor. Deci tineretul, în marea lui majoritate, are o viziune antisistem. Adică vrem noi să venim cu concepția noastră. Bun. Există o falie din tineret care, să zicem, va vota USR, pentru că există reforme, sunt oameni dezghețați la minte și cu care se poate vorbi. Și am văzut și liste, chiar îmi plac oamenii care... Unde, la USR? Da, la USR. Fără doar și poate, sunt foarte mulți oameni valoroși. Și mai este o falie consistentă, cei drept, care cred că este cool a avea un timbru vocal ridicat, a fi pe o violență fizică, nu fizică, verbală, că toți sunt toți și numai ei sunt buni, că Europa ne vrea rău. Am înțeles. Ultima întrebare, Bogdane. În cât timp de azi înainte, din 2024, crezi că va conta, dacă va conta, generația lui Răzvan și a Medei? Când va conta? În politica românească, bineînțeles, asta e întrebarea. Când va fi lăsată? Foarte tare. Și când estimezi că va fi lăsată? Nu știu. Poate peste câțiva ani, poate niciodată. Foarte interesant. Dar v-am mai spus și data trecută, nu va fi nici cine trebuie. În niciun caz nu va fi o ieșire din popor așa, o emanație. Eu nu prea cred, sincer. Inițiativa, hai că m-ai provocat, inițiativa Tinerii Votează, consider că este o emanație ciudată sau e naturală? Deocamdată nu pot să zic, dar la început, inițial, pare o formă independentă. Mulțumesc mult, mă bucur că ai spus asta și eu simt la fel. Sunt atent, foarte atent, pentru că îi și mediatizăm și e normal să o facem, reprezintă totuși o voce foarte serioasă în generația lor, dar sunt foarte atent, pentru că am mai văzut fente. Deocamdată feeling-ul îmi spune că sunt naturali. Adică nu sunt forțați financiar, nu sunt năimiți, nu sunt de laborator. Da? Poate greșesc. Mersi mult. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Barbu. Bună seara, Dumitre, ești în direct. Domnul Barbu, de la început vreau să vă spun, sunt pro-Uniune Europeană, pro-NATO și tot ceea ce e foarte bine. Dar, domnul Barbu, acest popor... Nu știu, eu am 62 de ani, deci eu mă duc de la Revoluție, m-am dus de fiecare dată la vot. Mulți înainte. Dom'le, nu are o educație în domeniul ăsta. Mă, te-ai dus și ai votat prost, n-a ieșit bine, dar du-te la vot, mă. Ăsta-i democrația, să te duci odată la 4 ani la vot. Chit că votezi bine sau rău, dar ieși la vot și votează. Dacă vrei să schimbi ceva. Pentru că, domnul Baru, se va schimba. Și structura Parlamentului, vor fi partidele mici care nu vor mai intra și așa mai departe. Dar aici nu se face nici pe televiziuni o educație cu acest popor. Trebuie să fim serioși așa cum e. O altă problemă cu tine, domnul Barbu. Dumitre, să știi că noi ne străduim. Da, am văzut și foarte bine faceți. Și vă felicit. Mulțumesc. Da, sunteți puțini. Domnul Barbu, tinerii ăștia, spuneți-mi cum să nu fie dezamăgiți, domnul Barbu. În ce țară câștigi 100 de lei și vine statul și ți-a 60 de lei. Spuneți-mi și mie. Aproape niciuna. Categoric. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că răi sunt peste tot.
și în toate domeniile. Mai sunt câte unul și altul, cârcotaș, să le zicem așa, domnul Barbu. Dar, în general, lumea e bună, sunt oameni de calitate. Spune-mi, Dumitru, te rog. Ați fost între ei și știți asta. Da, nu mă provoca, nu mă provoca, te rog eu. Da, domnul Barbu, să vă spun ceva. O țară în care justiția nu funcționează e praf. N-are cum să fie democratică. Nu pot să fiu de acord cu tine că ar trebui să mă duc la CNA să dau explicații sau la tribunal. Nu, e o părere personală. Da, așa da, așa da. Bravo. E părerea mea mai scos, personală. Aici mai scos, fii atent întrebare, Dumitre. În câți ani de acum încolo consider că în politica țării noastre va conta generația celor doi copii de azi? Păi dacă în 35 de ani toți și-au adus odraznele și prietenii, cred că peste încă vreo 20-30 de ani. Cred, nu știu. Dar nu curând. Mai bine nu te întrebăm. Asta e trist. Nici mie nu mi-ar părea. Aș vrea să văd valori. Ai copii? Dumitre, ai copii? Am un fecior de 32 de ani, e inginer, și îl tai în cap să plece. Deși e un... Unde să plece, mă? Să plece din țară? Păi dacă unul din Suedia îi spune, vino că-ți dau atâta, să-l pune pe gânduri. Îl pune. Îl pune grav de tot, nu așa. Îl pune grav de tot. Aici e problema, domnul Barbu. E singurul copil și, sincer, n-aș vrea să plece. Chiar nu l-am lăsat. Da, acum să spun ceva, Dumitre. Are și el viața lui, bă, băiete. Are și el viața lui, are femeia lui, are copiii lui, are viitorul lui. Adică eu te înțeleg și eu sunt tată. Și fii mea a învățat afară. E adevărat că s-a întors. E adevărat că muncește în țară. Dar majoritatea nu se mai întorc. Și a avut ofertă, slavă Domnului, a avut ofertă de muncă afară puternică de tot. A ales să stea acasă. Dar mă doare sufletul de aia ca tine, care, părinți mă refer și bunici, care abia li se usucă o lacrimă și vine alta după copiilor. Așa este, domnul Barbu. Însă orice părinte vrea bine copilului lui. Și asta eu... e. Aici e dilema. Ce și... fac eu, bă? Plâng după el... și îl las să plece sau mă lupt cu el să-l țin acasă? Eu sunt convins că și fiica dumneavoastră, când s-a întors, a avut nu una, ci multe dezamăgiri din câte a pățit aici și mai pățește. Una pe zi are. Numai cu salariul, domnul Barbu, că nimeni nu discută problema asta. Mă, n-am ce spun, prietene, Dumitre, una pe zi, o dezamăgire pe zi. Una pe zi, nu că are dezamăgiri. Are o dezamăgire aproape în fiecare zi. Domnul Barbu. Asta e țara, ăștia suntem. Știu, dar aș vrea să vă rog să faceți într-o zi o emisiune cu taxele astea mari pe salariu. Ați putea? Aș putea. Nu duce nicăieri, dar o să fac. Mersi mult de tot. Mersi mult, Dumitre, să-ți trăiască băiatul și poate să găsi o soluție să nu-l pierdem și pe el dacă zici că e un copil valoros. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Tudor. I-aș recomanda la domnul să țină băiatul în țară, că nici nu știți cât suferă românii care îți plecați dincolo. Suferă enorm de mult. Numai eu știu, vă spun din propria mea experiență. Cât am suferit 20 ceva de ani. Domnul Barbu, cum să nu fii dezamăgiți tinerii când ăștia ies la dinozauri, ăștia ies la 45 de ani și a doua zi se angajează iar la stat în loc să lase loc unui tânăr, domnul Barbu? Unui tânăr, de ce nu lase loc la tineri? Își iau pensii de 10.000 de lei și nu le ajunge, se angajează iar la stat. Bă, chiar așa de nesimțit poți să fie, mă. Da, unii mâne sunt țări asta, mă. Da, mulțumesc mult de tot, Alex. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Bun, să rămână. Bună seara, mitică, la Mizile, ești în direct. Bună seara. L-am auzit pe Dumitru mai devreme cu băiatul care nu-l lasă să pleacă, să plece. Eu am spus, fiică mie a ajuns în Franța și a spus că dacă se întoarce în țară, îi rup picioarele. Foarte bine, fiecare părinte cu... punctul de vedere. Pare rău de țara asta. Nu par rău. Nu. Nu, serios, chiar îmi pare rău. Nu par deloc rău. Te-ai gândit la binele ei, te-ai gândit la viitorul ei. Da, bineînțeles. Deci eu nu văd un viitor pentru ea aici. Ei, nu e chiar. Acum hai să nu dramatizăm, că țara România nu e iadul. Nu e iadul pe pământ. Nu trăim într-o țară condusă cu pistolul mitralieră la șold. Nu. Deci atunci, hai să nu spunem copiilor, plecați, bă, cu toții din țară, că aici e iadul. Nu. Pe bune? Și dacă eu te întreb așa, fii atent, întrebare. Nivelul de trai, nivelul de grijă al statului față de
oameni, e mult mai mare afară. Întrebare, întrebare. Dacă fiica ta, eu cred că e un copil bun, un copil valoros, nu mai vine. Ai și spus, bă, tată, îți rup picioarele, metaforic, dacă vii acasă, rămâi în Franța. Bineînțeles că metaforic. Bineînțeles, rămâi în Franța. Bă, dar dacă toți copiii buni ar avea părinți ca tine și le-ar spune copiilor, băi, tată, da, tăticule, suite pe primul avion sau pe prima cursă, pe primul microbus și pleacă, du-te în Germania, Spania, Franța, Germania, pleacă de aici. Unde am ajunge? Unu, ca nație. Doi, unde am ajunge ca sistem social? În primul rând, cine ți-ar da pensie? Îți spun eu, nimeni. Ți-ar da bani fiica ta și mie, fiimea, ne-ar da bani prin transfer bancar. N-am da, avea da, pensie. Da, da, păi, da. Și aia e țară în opinia ta? Nu. Păi, dar aici ne-au adus. Păi și numai nu. Bine facem, Doamne, iartă-mă, ceva. Să o ținem pe fieta lângă tine și lângă maică sa. Mergem la vot și voturile sunt falsificate. Nu e adevărat. Aici ai dat-o de gard. Cine a falsificat voturi? Nu e adevărat. Bun. Nu gata. E adevărat. Îmi retrag cuvintele. Mergem la vot. Așa. Știți un partid care a ajuns în Parlament cu 30% și în 4 ani de zile s-a desființat total? Da. Cu conducătorul la nu pușcărie, mai discutam, zis că știu. Oameni cu toate alea. Nu vreau să n-avea 30, avea 14 ceva, 15%. Ideea bun, a fost avut vândut, oameni acolo, da? A fost prăduit de niște interlopi. Bun, au fost alții. Dar asta nu înseamnă să nu mai crezi. Și au vrut să schimbe lucruri. Bă, în 4 ani de zile s-au desființat. Da, bine, eu cred că totuși trebuie să te întreb și să mă întorc la subiect. De ce generația fiicei tale n-are treabă cu politica, nu votează și nu este interesată, ba mai mult, nici nu mai crede în democrația României? A, nu, asta nu pot să spun, n-au treabă cu nimic, nici cu religie, nici cu televiziune, nici cu... Nu, au nicio treabă, n-au, ei sunt în ale lor și văd treburile lor, nu îi interesează, nu. Și pe mine, dacă mă sună, eu mă supăr că nu mă sună, dar la ea e ceva fata normal. Fiica ta mai e cetățean român? Da, bineînțeles. Crezi că se va duce în Franța, se va duce la un centru de votare la alegeri? Nu. Sigur. Vreau să văd dacă minți. Eram convins că răspunsul e nu, dar am vrut să văd dacă ești sincer. Mă bucur că ai fost foarte sincer. Ultima întrebare. În ce perioadă crezi, dacă se va întâmpla, că generația fiicătii va conta în politica din România? Ce ne-a spus Burcan, nu o spun acum. Hai de cap, Dumnezeu să-l odihnească. Și ne-am supărat, când ne-ai zis 20 de ani. Bine, mulțumesc mult de tot, mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Să trăiască, domn Barbu. Salut, Gheorghe. Am să vă spun ceva care o să vă bucure, să știți. Hai, lasă-mă. Domn Barbu, comuna mea e formată din 4 sate. În fiecare dimineață mă duc să beau și o pâine, vreo, vorba aceea, ca tot omul, bătrân, domne. E, lasă-mă, nu te mai juca cu vorbele, că nu ești bătrân. Tinerii... Eu vorbesc de tineri între 20 și până la 40 de ani. Știți unde e pericolul, vă spun eu. Și să aibă grijă că după 30 de ani se potrivește vorba. Să aibă grijă, domne, cele două partii. Știți ce spun tinerii? Domne, hai să încercăm, cum zic bătrânii. Mai rău nu poate fi, domne. Hai să încercăm. Și nu dau nume de partid. Ba da, mă, hai să încercăm cu Șoșoacă sau cu Aur? Sau invers, cu Aur și cu Șoșoacă? Nu, hai să încercăm acolo. Cu Aur. Acum mă luați la împins vagoane. Dar de ce, domne, are sondaje cu 6-7%, doamna Șoșoacă? Nu intra aia veci în Parlament. Bine, domne, hai să încercăm. Ok, hai să încercăm cu Aur, spun tinerii. Foarte corect. Întrebare. Nu, eu n-am dat nume. Băi, am dat eu. Eu pot, trebuia să dai și tu dacă erai bărbat. Nu, puteți, da. Ok, da. Întrebare. Așa. Mi-a fugit pixul din mână de emoție. Întrebare. Gheorghe, din Marea Mureș. Așa. Întreabă-i pe tinerii tăi, fără doar și poate oameni cu cap, ca orice maramureșan. Așa. Care tineri? Cu că ăștia, mă, de care zici tu că... nu copiii mei, nu nepoții. Nu, mă, din satele cele 4 sate. Așa. Dacă nu face 51% aurul, acum are 18-19%, hai 20 să zicem. Nu face 50, să zicem. Ce se întâmplă? E întrebare, da? Da.
Ce se întâmplă? Pentru că în nici o țară din Europa, aurul țării ăleia, care unii au și câștigat alegerile, vezi Olanda, n-au putut guverna. N-a vrut nimeni să meargă cu ei. Dragul meu, Gheorghe. Răspunsul. Și mi l-am dat la început. Aici e pericolul. Domn Barbu, no, în comunul la mine va face 51%. Poftim. Aurul? Da, da. Păi cât da faci? Ce primar ai? Ce culoare are primarul? PSD-ist. Eu zic că nu va face 51%. Să ții minte ce ți-am spus în emisiune. De cap. Nici nu știu ce comună e. Dar eu spun discutăm de acum, eu îți spun de acum, că asta înseamnă că primarul trece la aur, primarul tău, trece la aur, e un primar prost, că dacă era un primar bun rămânea la PSD, sau la PNL, sau unde îi, da? Deci e un primar prost, trece la aur, că dacă primarul rămâne la PSD, cu primar PSD într-o comună în care lucrurile au mers bine, n-are cum să facă 51%, veci pur urmă. Îți spun eu politic. Acum, acum dacă vrei să mă crezi, merge o schimbare. Tot. Ce discut eu cu tinerii mei și cu... Dar nu trebuie să discuți, noi doi discutăm în direct la TV. Noi doi discutăm ca doi oameni normali la TVR. Corect. Da? Corect. Eu nu cred. A, știu unde face aurul la greu? Unde e primar slab, unde n-a mers treaba ca lumea și unde primarul pleacă la aur. Or să fie locuri în care primarul pleacă la aur, fără doar discutăm și poate. Discutăm de comune și de sate, domn Barbu. Cum? Nu, discutăm de comune și sate, nu discutăm de orașe și de București și de parlament. Mă, într-o comună, Gheorghe Dragă, într-o comună în care nu te lovești cu umărul de foame pe stradă, și eu sunt convins că la tine în comună nu merge foamea pe stradă. Sunt ce convins. Foame, domne, ce foame. Ai văzut? Ei, în comuna în care nu merge foamea pe stradă și primarul a fost bun și și-a făcut treaba 4 ani sau 8 ani sau 12 ani, nu se schimbă partidul. Nu mă refer la aur. Nu se schimbă. Nu ia liberalul locul PSD-istului. Domn Barbu, nu pot schimba eu concepția tinerilor. Bine, domn okay, Barbu. Mă aruncă de acolo, de la bar. Du-te, mă, moșule, cu PSD-ul. Dar nu te duci, mă, să vorbești cu ei, mă, Gheorghiță. Eu spun doar ce cred eu și vorbim după alegeri. A doua zi după alegeri, dacă mai facem... Vom vorbi. Iar cu șansele tinerilor... Așa. Singura șansă să te înscrii la școala de vară APSD, PNL, AUR, eu știu, USR, ce mai este acolo. Altă șansă nu ai. Dar ei de ce nu pot, mă? Stai mă puțin, că acum îi depresurizez pe tine. Ei de ce nu pot să-și facă o mișcare? O inițiativă civică, nu partid, că nu le place cuvântul partid și au dreptate. Întrebare, să-și facă o mișcare civică. Ce să facă cu mișcarea civică? Ce să facă, domn Barbu? Dă-le mă o șansă, mă, Gheorghe. În politică și pe în lume și pe în tot. Bine, mulțumesc mult. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara tuturor. Bună seara, Virgin. Vedeți cu atâta supărare când văd atâta scepticism. Tudor, tinerii sunt extraordinari. Dacă noi nu avem încredere în ei, nu avem... Eu am doi copii căsătoriți cu nepoți cu alea. Sunt în țară. Cu funcții de conducere, în sfârșit cu alea. Copilul meu, fata mea, a reușit prin forțele ei. Eu când am avut tot timpul relații bine, într-adevăr, întâmpină probleme. Dar peste tot sunt probleme. Peste tot sunt probleme. Eu aici duc muncă de convingere, dacă poți un pic să mă lăsi, cu mulți români care, bă, din 10 am convins odată într-o zi unul că e mai bine pentru el în țară. Și am explicat că lucra în construcție, am spus că o să te treabă și dă prea exertate, băi, neagrigire. Deci tineretul... Ei nu vor partide. Vor face, mă, fac organizații ceva. Copiii sunt extraordinari de buni. Greșeala care e la noi, la ora actuală, ei nu sunt promovați pe televiziuni. Dar bine, eu te întreb așa, ultima întrebare, Virgil. În Spania, în politica spaniolă, cât de tare sunt promovați tinerii? Tu doresc să știi că au organizații, sunt angrenați în mișcări pe lângă marile partide, sunt, au un sistem al lor. Ei sunt elastici, sunt comunicativi și sunt multe acțiuni culturale, sportive. E alt sistem, e un sistem extraordinar de bine dezvoltat. Învățământul, cultura, extraordinar de bine. Nu mai vorbesc de sănătate. Mulțumesc mult, Virgil. Mulțumesc mult să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mergem mai departe. Bună seara. Bună seara, domnul Barbu. Salut, Florin. Haideți să vă explic cum este cu România. Copiii ăștia nu mai au încredere în democrația din România, în politica și în politicienii din România. Și vă dau un exemplu. Copiii mei, amândoi, sunt la facultate și și-au ales
facultatea unde o să aibă locuri de muncă. Ceilalți care sunt în sănătate, în industrie și în celelalte domenii care sunt la pământ, nu mai au încredere. Asta cum zice, sănătatea e la pământ, învățământul este la pământ, industria este la pământ. Unde se duc copiii ăștia? Școlile profesionale nu mai există. De-aia nu mai au încredere în democrația din România și în politicienii din România care au distrus sănătatea. E foarte bine, e foarte constructiv. N-auzi, Florine, foarte constructiv. Foarte constructiv ce faci, ce spui, bravo. Eu zic, păi, Florine, asta e realitatea din păi România. Păi da, mă, Florine, eu zic așa, hai să închidem țara, hai să dăm anunț nu la mica... Păi țara. La mă lași un pic. Da. Sănătatea e la pământ, învățământul la pământ, armata la pământ, economia la pământ, agricultura la pământ, toate... Băi, hai să închidem țara, Florine. Nu să închidem ba da, mă, hai să o închidem. Nu ba da, închidem păi țara, de ce? Hai să o închidem, măi, Florinele. Dăm anunț la mica publicitate în Europa, așteptăm investitori europeni să o vindem, bă, băiete. Nu, domnul Barbu, ba da, mă, păi da, țara. Păi da, dacă totul păi e la nu, pământ... Păi da, ei n-au vândut țara, domnul Barbu. Bine, bine, Florin, n-avem mă, păi nicio șansă, e clar. E clar, mă, totul e la pământ. Păi este, domnul Barbu, pentru că ei păi și de ce ar mai sta un... Păi dacă cu tu le spui, dacă tu le spui... Vândute, electroputere este vândut. Lasă-mă, nu mă, băi, te rog, nu mai... Florin, nu mai, te rog frumos, nu mai face inventarul, că știu la fel de bine. Domnul Barbu, păi asta este realitatea. Bine, mulțumesc. Mulțumesc mult. Bravo, Florin. Ți-ai atins scopul perfect. Acum eu spun așa. Să dăm anunț, să o prăduim. Să vindem țara, frate. Ce-a mai rămas din ea? Neprăduită, nejefuită. Să o vindem. Toate sistemele sunt la pământ. L-ați auzit pe Florin din Craiova. Ne învață. Păi cum? Avem vreo șansă? Nu avem, domne. Celălalt telespectator. Băi, am spus lui fii mei, rup picioarele dacă o prind în țară. Bine, metaforic. Să stea în Franța, aici n-are niciun viitor. Păi dacă noi... Asta le spunem lor, copilul, scoate de pe ecran. Deci, dacă noi le spunem copiilor, seară de seară, zi de zi, în online, la televizor, peste tot, băi, e jale, băi, jale, bă, tată, bă, să uite în primul avion, în prima dubă, în primul tren și pleacă fata lui tata, pleacă băiatul lui tata, dă-i drumul de aici când avea. Bravo, mă, Florine. Și atunci ne întrebăm, ok, și la cine mai apelăm? Cine ne mai dă o pensie, Florine, dacă toate sunt praf și pulbere? Bine, ok, nu mai am nici vlagă, nici mental nu mai stau foarte bine în sensul ăsta. Ce rost are? Putem opri emisiunea să facem cu doamna Șoșoacă. Știți ce audiență face doamna Șoșoacă? Parfum. Putem face cu frații Tate. Îi știți pe frații Tate ăia cu fetele, cu alea? Facem audiență. La greu. Putem face cu ce? Ce mai e, mă, Mirona, acum? Ce mai e în trend? Că ai văzut tu, zic că tu... Mă, bravo, morți! Cum? Divorț! Divorț, bravo! Divorț în familia Șoșoacă! Știți ce audiență? Rupem în două. Numai că... Nu mă refer la familia Șoșoacă, să nu creadă. Băi, dar astea sunt știri junk. Junk food. Știți ce e la junk food? Știți ce e mâncare de tomberon? Mâncare de tomberon. Reziduri. Nu mă refer la doamna Șoșoacă sau la bărbatul. Doamne, ferește. Credeți că noi nu putem face acelișa emisiuni mizerabile? Doamne, cel mai ușor! Iei niște... Vă spun rețeta. Iei niște imagini, iei niște... Era un scandal, nu mai știu, la o televiziune. Abject scandalul, nu dau numele televiziunii, mie și greață. Bă, un scandal, nu se mai înțelegea nimic. Era domnul, era... Nu spun care domn. Era doamna să... Erau analiști. Bă, o nenorocire! Știți ce audiență face? De ce? Aia să uită românul de rând. Noi românii de rând, mă includ. Mă uitam și eu. La alea ne uităm, tată. Dacă e vreo emisiune cu copii olimpici, cu... Mărși, bă, de aici, aia telecomandam. Hai, bă, lasă-mă, mă, cu copii. Ne spune Florin de la Craiova, n-avem, bă, aia e la pământ, la jafă. Să plecăm din țară. Bună seara, sunteți în direct. Respect, domnul Barbu. Da, Virgile. Din respect pentru alți oameni deștepți care așteaptă, n-aș fi vrut să intru în seara asta, să mai las și pe alții. Dar băi, bine că ai intrat să mă mai liniștesc și eu, să mai aud și eu... Dar nu mă pot abține. Foarte bine ai făcut. Bine ai făcut că nu te-ai abținut. Cum să meargă copiii noștri la vot, domnul Barbu, dacă eu îi spun, păi eu nu mă duc la vot, că nimic nu-i bun în seara asta și clasa politică e praf și n-am pe cine să votez. Asta spune și eu. Nici nu... Stau și mă gândesc uneori, oare e bine să asculte de noi sau nu? N-auzi, mă, ca să-i spunem și eu, pe mine mi s-au umflat venele ascultându-l pe
Dar întotdeauna... Eu îmi doresc ca oameni de genul ăsta nici să nu mă sune, că eu nu sunt... Sunt o emisiune prea mică pentru telespectatori din Craiova atât de valoroși. Să nu mă mai sune. Dacă sună în fiecare zi aceeași voce sau aceleași voci, Virgile, care spun cât de nenorocită e țara, cât de jaf a fost, ce s-a întâmplat la electroputere, ce s-a întâmplat... Eu îi spun telespectatorului ce s-a întâmplat la IMGB, la 23 august, la fabrica de armament din București, unde lucrau 10.000 de oameni pe platforma 23 august și acum e fier vechi și sunt vile și blocuri. Băi, el crede că eu nu știu. Asta am zis și el. Suntem un popor de cârcotași, nu ne mai săturăm să cârcotim. Da, mă, dar noi știm, mă, totul e jaf, totul e țară penibilă, mă, să plecăm din ea. Știți că noi ne pricepem la toate. Da, iartă-mă, Virgil, hai că cu tine putem discuta serios. Ajungem la tine că... Care e părerea ta, Virgil? Hai să o discutăm serios. Care e părerea ta despre această... Mi-a plăcut foarte mult de tinerii care i-ați prezentat astăzi. Aia vreau să te întreb. Dar eu le spun în felul următor. Nu mai așteptați, dragi tineri, că nu mai este timp. Corect. Sau cum spunea Bogdan din ăsta, să se formeze pe pinieră. Niciodată. Acum trebuie să puneți punctul pe ei. Nu mai așteptați încă 10 ani. 10 ani sunt etape șterse, arse din viața voastră și a noastră. Fără doar și poate. Inițiativa acum și ăștia să fie cu măi Răzvan și cu domnișoara care i-ați avut invitați. Medea și Răzvan. De lance. Dacă ei sunt zeci de mii, Virgile, ca Medea și Răzvan sunt zeci și zeci de mii. Cu unul ca Răzvan să fie forța de reacție rapidă a noi elite, a tinerilor. Ai văzut că știi? Să fie vârful de lance și să pună... Ce dumneavoastră v-ați exprimat? Eu nu sunt totuși de părerea să nu formeze, să nu se unească într-un partid. Nu se poate fără partid politic. Mă, dure, stai puțin, Virgile. Nu-i place, Răzvan a zis așa, domnule, eu nu suport ideea, sintagma partid politic. Mi se zbârlește părul. Domnule, fă-ți mișcare civică. Nici UDMR unui partid. Da? Și de 35 de ani e la putere. Fă-ți, mă, o asociație, fă-ți un ONG, fă-ți ce vrei, dar fă politică într-un fel activă. Să folosească toate resursele, că ei se mobilizează mult mai ușor decât noi. Mă bucur foarte tare că ai prins o legătură telefonică. Mersi mult de tot, Virgile, și te mai aștept. Bună seara, sunteți în direct. Bună, Ioana. Alo. Da, bună seara. Bună seara. Ce pot să vă spun? Da, tinerii poate să facă o acțiune civică. Ai sonorul de la televizor deschis cumva? Nu. Bine, atunci de ce vorbești cu pauze așa? Nu vorbesc cu nicio pauză. Eu v-am spus foarte clar. Tinerii trebuie să iau o inițiativă foarte serioasă. Și de ce nu crezi? Și de ce, Ioana, și de ce n-o fac? Păi de ce n-o fac? Pentru că nu au loc vieții copii. Nu vede ce se întâmplă? Deci ar trebui promovați. Ar trebui să se meargă să vadă copiii care se descurcă foarte bine la școală, care sunt olimpici, care au inițiative culturale, care au inițiative să se dezvolte într-un anumit domeniu. Mai ales copiii care sunt, să zicem, elita țării, care sunt olimpici, care sunt foarte buni, care au rezultate foarte bune. Ce vor să facă? Unde vor să se dezvolte? Acum te întreb așa, Ioana. Foarte rar se prezintă așa ceva la televizor. Foarte rar, foarte rar. Foarte corect ce spui. Ioana, te întreb. Viitorul acestor copii valoroși despre care vorbești și bine faci, așa e cum spui tu, îl vezi în actualele... Da, am în familie un copil olimpic care merge iarăși la Olimpiadă. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Poate ne pui și pe noi într-un viitor apropiat în legătură cu copilul ăsta, că avem nevoie să promovăm copii valoroși. Ioana, dragă, avem nevoie să promovăm copii valoroși cu idei? Haideți să vorbesc direct cu dumneavoastră. Cine se interesează de ei? Cine merge din școală în școală ca să ia... Nimeni, Ioana, nimeni. Răspuns, nimeni. Păi atunci, eu asta mă... Dar asta înseamnă să-i condamnăm... Băi, stai puțin, Ioana, și asta înseamnă să-i condamnăm, să-i condamnăm pe copiii ăștia la marginalizare totală? Nu, eu nu vreau așa ceva. Și atunci, hai să ne facem un grup, uite aici, așa, cu modesta noastră televiziune, uite aici, în platou ăsta, noi vă așteptăm. Ia legătura cu Miruna, lasă-i un număr de telefon, vorbește cu copilul dacă vrea. Noi vă suntem alături, da. oricare copil valoros, oricare tânăr valoros e bine primit la noi. Da. Spune-mi, ce ai zis, stai o secundă, Ioana, ce ai zis, Miruna? Da, o să mergem la doamna Fronea în Mureș imediat. Ioana,
Dacă vrei să-i lași un număr de telefon Mirunei, acum când vorbesc eu la Mureș cu doamna Frână, deci lasă-i un număr de telefon. Asta este ideea care mă doare cel mai tare și cu asta închei. Trebuie mers în toată țara și la racolați toți. Nu o să meargă nimeni, scoate-ți din cap ideea asta, Ioana, nu ne putem minți că să mai uită lumea la noi. Tu mă minți pe mine și eu pe tine. Nu o să meargă nimeni, trebuie bine, pornită. Da, nu o să facă nimeni. Trebuie pornită într-un fel. Undeva. Absolut. Da, bine, doamna Frânea, să rămână. Bună seara, doamna Sonea, iartă-mă, n-am auzit, mă, Miruna. Să rămână, doamnă, sunteți în direct. Valentina Sonea, e numele meu de familie. Mă bucur să vă aud și vreau să vă spun că dacă discutați despre tineri valoroși, eu sunt doctoriță în județul Mureș, am o policlinică. Foarte bine. Care se numește ca mine și am născut și crescut o fetiță, Roxana Cristina Sonea, care mi-a urmat meseria. Este un strălucit medic de familie. Foarte frumos. A rămas în România pentru că am educat-o. Am învățat-o să iubească țara asta. Sunteți patroana unei policlinici? Da. Păi a rămas în primul rând... să iubească Eminescu. A rămas în România Pintia, în primul rând pentru că... M-a ascultat, poliții. Doamna Sonea. Fata dumneavoastră a rămas în România în primul rând pentru că e medic, am înțeles, ca și dumneavoastră, și pentru că are o afacere de familie foarte bună, foarte prosperă. Să știți că ea are acum afacerea ei, că e foarte independentă, nu-i cu mine. Are afacerea ei foarte deșteaptă și emancipată. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Generația ei. Rămân aici doar copiii super educați, nu numai școala educă, domnule. Bă, în primul rând, familia. Educați, o face familia, bunicii, exact. Părinții. Da, fiica mea, clipitoare, doctorița, a rămas în România pentru că e educată. Mulțumesc mult de tot, doamna doctor. S-a terminat minunăția. Ne pare rău, poate ne mai auzim, doamna doctor, doamna Sonea. Rămâneți cu Irninis și cu absolut spectaculosul caz pe care îl are în emisiunea acestă, să înceapă la Sfatul Popular. Un tânăr care a fost dependent de droguri și a reușit să scape și a salvat viața. Povestea lui este fabuloasă. Nu o ratați!